După zile întregi de caniculă, în care temperaturile au ajuns și la 39 de grade Celsius, vremea s-a răcorit serios, iar ploile au început să-și facă apariția. Medicii avertizează că scăderea bruscă de temperatură reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate. În această perioadă pot apărea virozele respiratorii și oamenii trebuie să știe că nu trebuie să-și iau un tratament fără consultarea unui medic. Foarte mulți au tendința a lua antibiotice fără consultarea medicului și acest lucru este contraindicat. Vestimentația potrivită și consumul de fructe ne pot ajuta să trecem mai ușor peste această perioadă de schimbare a vremii, spun medicii. Având în vedere schimbările de temperatură în ultima perioadă, oamenii ar trebui să se pregătească, să se îmbrace adecvat, să consume cât mai multe fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin vitamine ce stimulează imunitatea. Medicii de la ambulanță spun că până în prezent nu au primit solicitări de la persoane cu probleme respiratorii, dar se așteaptă ca ele să apară în perioada următoare.